Ia uite, opa, dreapta, stânga, dreapta, stânga, ușor, ușor. Și mi-e, și mie, și mi-e, și mi-e. Păi da, și voiam să știu dacă ai avut grijă de Petrișor. Petri la orfelinat. Hai că n-avem două. Mamă, două elicoptere și de bun. Bine, 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 mamă, mamă, bine, bine, bine. Bine am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi am ajuns la ultimul episod în care îl vedeți pe Mariusel așa cum arată acum. Este un episod foarte important, așa că urmăriți-l de la început până la final ca să înțelegeți ce se întâmplă. Astăzi sunt implicați minim 50 de oameni în episodul de astăzi. 50 de oameni minim, așa că băi, aveți grijă ce... Doamne, ești extrem de entuziasmat pentru episodul ăsta. Și avem și câteva surprize. Pentru început, de acum, de fiecare dată, la fiecare episod, o să avem o întrebare a episodului. Și o să aleg unul dintre comentarii care o să îl bag în următorul live, care o să apară pe live. Spre exemplu, astăzi am ales comentariul de data trecută, practic comentariul care decide ce nume o să aibă copilul. Este cel mai votat, a avut 11 voturi, eu v-am spus să votați. Sebastian, se mai spune în paranteză Sebi. Este al doilea nume al copilului. Ok? Deci o să fie Rafael Sebastian, pe scurt Sebi. Cred că așa o să fie Scott. Ok? Vedem noi care este situația. Astăzi ne întâlnim și cu Bibi și cu Zumi și cu mai multe personaje. Deci nu mai sunt la discuții. Cel mai bine, guys, dați acolo pe butonul de like și de subscribe. Ce ai vrea să se întâmple peste 5 ani în Mariusel? Ok? Ce ați vrea voi să se întâmple în Mariusel peste 5 ani, pentru că următorul episod din Mariusel va fi peste 5 ani și sunt curios să văd care are cea mai bună idee dintre voi, ok? Și cel mai bun comentariu o să aleg acolo din comentarii, care poate o să aibă și mai multe like-uri, vedem noi care este situația. Spuneți-mi în secțiunea de comentarii ce ați vrea voi să se întâmple peste 5 ani în Mariusel, ok? Și dați acolo pe butonul de subscribe și poate apăreți în următorul episod, în episod, ok? Așa, hai să ne trezim, ia uite-l pe Frederico să trezim. Hai, guys, că ne trezim și noi. Ne trezește și Mariusel să vadă care ești tu. Care-i vibe-ul pe aici prin oraș și pe aici prin... Neața cu metre. Neața, neața. Dar așa singurel, ce faci? Mă doare și fundul de la cât am stat pe canapea asta. Ce ai cu metre? Ia ridică-te de acolo. Ce ai, mă? Ridică-te de acolo. Ești bine? Da. Pare un pic panicat așa, parcă tremuri un pic. Ce, mă? Eu? Spune și mie. Ai mai dat vreun semn de viață, Bibi, ceva? Ți-a scris ceva? Și fratele ei? Da, mi-a scris. Ce ți-a scris? Că mi-a zis că s-a gândit la un nume pentru copil. Adevărat? Da. Ei zis tu că ne-am gândit noi la nume. Mhm. Uh-huh. Și ce nume ai azi? Parcă ceva cu Sebi. Sebi? Și că da. Bă, acum îți dai seama că un nume îl aleg eu, un nume îl aleg ea. Deci tu ce îi zice? Rafael Sebastian Scott. Bă, vezi că sună... Da, vezi că sună chiar bine. Vezi că sună chiar ok. Rafael Sebastian Scott. Vezi că sună bine, na. Unde e Bezea? Că tu mereu ești lângă Bezea. Bezea? Da, Bezea. Păi nu știu că... Am fost genă aseară cu el în club și cred că doarme. Doarme? Da, să nu-l trezești. Ah, da. Ok, bine. Nu o să-l trezesc. Bine. Vezi că s-a culcat la mine în cameră. În ultima cameră. Păi și mă duc acolo să-l trezesc. El de cât ar mai trezit? Hai, Vere, lasă-l în pace. Vezi că se trezește și se trezește cu nerf și te ia la bătaie. Bine, hai să zicem că nu-l trezesc. Băleu. Bă, știi? Da, nu știu, cu Bibi doar mi-a zis să sun tu, să stabiliți dacă vă întâlniți. Da. Păi da, până acum, de ce nu mi-a răspuns la telefon? A avut telefonul închis, ție ți-a răspuns? Mi-a zis că n-avea baterie și că și-a scăpat telefonul WC-ul. Ce? Așa mi-a zis. Că prima dată cred că prima dată când am sunat-o nu mai avea baterie. Și după, cred că și-a scăpat telefonul WC-ul, știi? Mie așa mi-a zis. Asta e. Deci ori e cea mai mare minciună, ori e cea mai mare
Nu știu, mie așa mai zis bere. Fraiere, să zic mai frumos. Nu știu, mă. Gen... Na, îți dai seama că dacă și-a scăpat telefonul WC-ul, nu mai merge telefonul, știi? Păi și atunci acum neapărat să nu mai sun, mă. Acum are telefon sau nu? Da, acum, cică, și l-a reparat. Ai numărul ei? Păi tu nu-l ai? Păi, ai același număr? Da. Ah, ok, atunci, hai, cum să sun? Păi acasă, decât tu și Bezea sunteți, nu? N-a mai venit nimeni, Zoom, niciun semn de viață, nu. Nimic? Nu, nu știu, nu, nu. Păi să mor eu, nu știu. Nu ți se pare ciudat așa că a dispărut Zoom, așa deodată, nu? Dacă nici Bezea nu insistă, ce să faci? Dar am înțeles că nu-i răspunde la telefon sau ceva de genul. Nu-i răspunde la telefon? Da. Dai de că mă sună. Stai, un număr recunoscut. Ah, nu cred. Mi-am dat seama după răsuflarea ta cine ești, nebun. Ce alo. Zici? Alo, vorbeam de lup. Ce faci? Ce zici, mă? Eu? E bine. E bine. Ești bine? Nu prea cred. Am băut, stai că nu știu cum să zic. Cum se zice la suc de portocale? La suc de portocale. Suc de portocale am băut. Așa. Bun. Și is happy. Dar tu bei, dar tu unde te-ai dus până de acum? De portocale. Da? Mâncați-și. Am fost la o prietenă din copilărie. Că am aflat că stă și aici în orașul ăsta și am zis că bă, n-are cum să ne vedem. Și mi-a făcut un outfit, stai să vezi, deci oh my god, deci am cred că de acum așa rămân. Tane, era prea drăguț, prea adorabil, prea trendy, flendy. Mai ești nebun. Nebun. Ești nebun. Hai, vii să mă iei? E și Bibi aici, am luat-o și pe ea din mânuță. What? Ok, spune-mi unde ești. Spune-mi unde ești. Dă-mi locația. Sunt la Clubul Vanilla. Ah, corect. Clubul Vanilla. Unde fetele cu mine se duc acolo. Hai, vin imediat. Adevărat, fetele care beau suc de portocale. Bine, vin imediat să-ți dau cu suc de portocale. Îți aduc de ananas dacă vrei. Ok, bine. Hai, ceau, ceau. Te aștept, pa, pa. Ce cum ai vorbit cu Bibi? Cu Zoomy. Băi, ești nebun? Mai trește? Da, e ghiciu de unde mă pune să iau acum. De la club, de la Vanilla, da. Păi și cu Bibi n-ai vorbit? E cu ea, auzi și tu. Cum e cu ea? Știi că și mie, cum se pupă cu asta? Ce caută ea? Nu, ok, o să vreau să văd acum niște explicații. Nu, dar stai că eu chiar, stai un pic, parcă era cu sora lui Bezea. Acum ce s-a întâmplat? E cu, da, nu știu, în fine. Bine, hai că eu te aștept, da? Bine, hai, mă duc eu după ei. Avem mașină? Ai mașină acolo? Hello. Da, stai un pic. Mă, chat. Cureaua Bibi strălucește Vivi, what? Ce spuneți, mă, voi acolo pe chat? Ați înnebunit. O chestie foarte importantă, guys. Skinul de Marius cel Matur o să-l fac împreună cu voi pe un live pe Trovo, ok? Pentru că m-am gândit că ar fi o idee destul de bună să fac împreună cu voi, ne gândim amândoi cum să-l facem. Da, am mașină. Ok, bine. Eu te aștept acolo, Okay. O să ne gândim împreună, guys, cum e cel mai bine să arate skin-ul. Eu zic că e cel mai bine așa, nu? Mă duc cu asta acum, ce să facă Tesla în prea mă încape și de Bibi și de Zoomy. Wow. Mamă, cum se duce? Ne pune centura. Deci la Vanilla, cum să nu știu eu unde este Vanilla. Ia uitați-vă aici, dacă ne ducem pe hartă, e exact aici. Care e, zona asta e 2 Turf, oh my god. E zona unui mafi pe acolo, da? E ok. Las că e ok. Faci gangster. Îi spunem acum, mamă, deci ce facem noi lui Bibi? Ia spuneți-mi voi acum în comentarii. Ce facem noi lui Bibi pentru timpul cât a... Nu a fost lângă noi, ce s-a întâmplat? Spuneți și mie ce să facem, spuneți și mie o soluție. Pe chat acolo, pe bune. Și să nu uitați să răspundeți la întrebarea episodului, foarte important, pentru că vreau să vă văd părerea voastră. Ce ați vrea voi să se întâmple peste 5 ani în Mariusel? Cum spuneți în secțiunea de comentarii. Aia e foarte important. Divorț, o cerți. Am abia aștept, guys.
să se schimbe. Dar dați seama câte chestii sunt. Deci n-aveți idee, toată lumea o să fie total schimbată după 5 ani. Vă dați seama. O să vă dați seama mai multe ce o se întâmple după acest episod. E un episod în care sunt implicați. Vedem exact peste cât timp o să fie. Probabil 5 ani, vedem cât timp. Sunt mă, fetele. Hai să zicem că o parchez aici. Și fetele sunt în interior. Private club, members only. Wow! Stai puțin, beautiful ladies. What? La 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 la. Deranjezi? No, no. Ce faceți, mândrelor? Bună. Dansăm, ne simțim, ne... Ce faci? Da, e cea mai mare petrecere aici, deci, după cum poți vedea, este o petrecere foarte mare. Sunt foarte mulți oameni aici în clubul ăsta. Sunt doar cu zâmbi. Uite-ne, bună. Deci este o petrecere foarte mare aici, Marcel, după cum. Mamă, ce face domnișoara? Vedeți că... Hai, dai joc de glezne, hai, joc de glezne, hai, că-ți luate amândouă. Păcat. Joc de glezne, n-auzi? Joc de glezne, hai. Bine. Așa. Uite, uite, tu vei ce papuceam? Eu am rămas uimit de cum e ea îmbrăcată. Ce ai pe tine, femeie? Nu știu, mi-a pus ceva haine. Da, poți și eu să cânt pe aici? Nu cred. Poți să pleci dacă vrei. Du-te, bă, pe aici și cântă la altă parte, la mine. Cântă la altă, așa, frate. Deci m-am văzut cu o fată asemia, care mă știi de când eram de cât eram la grădiniță și ni s-au furat telefoane. What? Eu acum am văzut! Ce pana mea sunt mesele astea! Iubire adevărată! What the... Senzație! Tu vezi? Suportul de la... Vedem. Suportul de lampă. Uite-te la asta, Lantu! E iubire adevărată, ca la mine și bezea. Bă, voi ce căutați aici, mă, mâncavaș? Nu știu, Zumia a vrut aici. Aici, am fost prima oară cu Asemia și am zis că hai să stau aici și am chemat-o și pe Bibi. Bă, ăsta e club de ăștia de... Hau, miau, hai mai repede, că dacă mă împuperiți, mai ia criza. Gata. Hai mai repede, ce am pe aici? Dar uite, îți place, Asemia mi-a dat, mi-a făcut outfit-ul. Mi-e și frică, cred că să iau pe aici, ce-o fi aici? Hai. Baia? Da. Ah, ok, e bine. Crezi că ce? Hai. Hai la băie. Nu, hai să nu. Baby, să știi că m-am supărat pe tine. Și eu, să știi. Tu ce motive ai să te superi? Ia stai. Foarte multe motive. Uimește-mă, hai spune. I-am șoșoni. De ce ești tu supărat? Ia spune-mi tu mie. Păi, 1. Acum nu mai dat în brațe. 2. De ce mă are că nu te-am dat în brațe? Atunci, nu mă interesează pe mine. Atunci a venit aia și tu stăteai cu ea și nu știu ce și nu știu ce. Ea băgau stâmbe și... Mă, deci, mă, baby, tu înțelegi că țin doar la tine? Mă înțelegi sau vrei să... Pe ce limbă vrei să zic? Nu? Toate limbile. Să știi că m-am gândit la un nume de copil și am aflat că și tu te-ai gândit. Ți-a zis... Nu, eu îl zic. Nu, eu te întreb. Eu m-am gândit. Ce nume te-ai gândit? Îl zic? Zil. Deci eu o să îl cheme pe... Bebico, o să-l cheme Sebastian, Sebi. Ah, e bun, da, exact. Și știi la ce nume m-am gândit eu? Ia. Yeah. Augustios. Bă, dar tu că nu... Mă, ce e de-al astea, Sebe? Sunt de portocale. Știu, așa nu tu zici că vin de la Neversea. La Summerwell, de acolo, frumos. Te rog frumos. Slabă, baba, bro. Pulpa de portocale. Pulpa de portocale. Ratatata. Dar nu știu să dansez așa ca tine. Cursuri de dans mă fac. Ia spune, cum dansezi eu ca tine așa? Bă, nu știu. Eu știu că dansul ăsta se numește Suli. Nu Sili, e Suli. Drill Solo 5. Suli. Deci Drill Solo 5 Suli. Nu Sili, da? Suli. One thing,
1.0. Sully. Sully. Aaaa. Și mie. Și chine... Nu asta. Ia uite. Opa. Nu. Ca să zici ce uzau. Sully. Sully. Da? Sully. De la Sully. Ia uite. Sully. Opa. Eu asta știu să dau. Eu așa știu să dansez, nu știu. Ia uite, opa, dreapta, stânga, ușor, ușor, băi. Și miu. Hai că sunteți bine. Hai că m-ați făcut și pe mine să râd, e bine. Ce-ai, frate? Stai că, nu, frate, m-am afumat. Hai cu mine, hai zumi, că ești bine rău de tot pe vârstă, n-am ce zice, ești bine. Hai da. Bă, dar, zici că am uitat un curcubeu pe tine. Mai bine sunt un unicorn, dar hai. Bă, erau aici la club să-ți cumperi unicorn. Bețe, un tip unicorn, oh! Unicornios. Ce drăguț. Dar era vreo 500 de euro. Ești bogați oameni de aici. Dar știi care e treaba? Am. Eu nu mai am telefon. Chiar așa a plecat Bețea în munte? A, deci tot nu ai telefon. Nu, gen, eu n-am telefon, gen că l-a scăpat în WC acum. Nu acum, ieri. Și nu, am aruncat la gunoi, gen. Deci tu chiar l-ai scăpat în WC? Bă, dar tu... Cum poți să scapi în WC? Explică-mi și mie cum să scapi. Și gen, nu se mai vedea nimic și nimeni se mai prindea și l-a aruncat. Dar cum ai putut să scapi în... Întreb pentru un prieten. Nu știu. E o performanță destul de grea. Foarte simplu, frate. Dacă vrei, încercăm. Ah, eu stau ok, adică... N-am nevoie să încerc. Mă, dar tu vezi și aici cum stau ăștia pe aici? Stai că i-am lăsat și ceva. Ah, număr necunoscut. Alo? Alo? Hello? Alo? Alo? Cum merge? Cum merge telefonul ăsta? Mă, mică, nu te-am mai auzit de mult. Ce faci? Am fost în Hawaii cu tataie. Tu ai fost în Hawaii? Tenerife. Ai fost în Hawaii cu tataie? Și pe mine m-ai lăsat aici? Păi a fost la o tombolă, știi, de-aia tataie a băgat la un de ăla de pariuri și a câștigat două bilete la... Hawaii, două doar. Și gen. Pe mine, că sunt fiica asta, da. Na, puteam să te bag în bagaj. Păi da, și voiam să știu dacă ai avut grijă de Petrișor. De Petre? E la orfelinat. Auzi? Mai ai semnal că nu știu cum merge telefonul ăsta. Da, te aud. Petre la orfelinat. Cred. Ai avut grijă de Petrișor că... Na, i-am dat mesaje, știi? Și nu mi-a răspuns. Da, Petre e ok. Petrișor. Petrișor, e okay? Da. E ok. La școală? A? Nu e bine chat. El e un pic cam ocupat acum. Tu unde ești? Mămică? Nu am aici. Sunt la casă acum. Ești la casă? Da. Te-ai salutat cu Frederico? Da, da, e aici, în fața mea, a făcut tataie un cocktail. Bestia s-a trezit sau? Și Frederico e cu un pahar de țuică, mână. Și Bezea s-a trezit sau? Cine? Bezea s-a trezit? Bezea? Nu știu că n-am intrat prin camere. Păi întreabă-l pe Frederico. Eu întreabă, scurios. Văd că doarme, mi-a zis că doarme. Am înțeles, bine. Da, a zis Frederico că doarme. A Petre nu e acasă, oricum, ai văzut și tu că nu e. Păi și când mi-l aduci? Hai că vin acasă și discutăm. Hai că vin acasă și discutăm. Ah, ok, bine, pa. Ce facem? Ce facem că Petre e la orfelinat dus de ăștia? Nu vina mea. Mamă, m-a sunat maica mea. Mă auziți? Da, și ți-a zis maica ta. Am o problemă. Ce? Zumi, tu nu știu dacă știi, dar Bibi cred că știe.
pentru mine, probabil. Cu Petre? Da, știi că la... Cine l-a dus la... Petre, păi cine Petre? L-a dus? Aia, vezi asta? Petre este, Petre este foarte bine, are prieteni, mănâncă, bea, se joacă, doarme, da. Este foarte bine, Petre. Mă, nu e bine. Da, este foarte, foarte bine. L-ați dus la orfelinat? Nu noi. L-ați dus la... Pe, la cine, mă? Nu noi, vezi carnerie? Nu știu. Mhm. Mhm. Așa că constată că și copilul vostru, Bezea. Da, chiar, Bezea, ce facem? Aaa, te mă interesează pe tine ce face Bezea? Păi mă interesa, dar nu mă răspunde la mesaje. Pă bune? Da. Ce-ai simțit? Tu cum ești cu sarcina, adevărat? Eu? Da. Eu mi-a crescut burtica, mi-a crescut și drăguț așa frumos. Și am făcut o programare astăzi să la doctor să văd dacă e fată sau băiat. Bun. Mai stau acasă puțin, mă mai verific puțin să văd dacă totul este bine. Mi-a zis că trebuie să mănânc sănătos, mi-a zis că toate astea, să mănânc, să beau suc de portocale, alea. Mamă, cu nuci mai e. Este nu se. Pestic cu nuci. Păi și Genemiru nu e acasă? Da. Ce facem? Că eu... Stop. Mă duc acum, dar problema e că eu chiar nu știu ce fac. Hai puțin înainte să ne zicem. Trebuie să gândim o logică ce vă zicem de Petre. El ar fi din amă și gata. Păi și de ce vrei să omiți pe Mirona? De ce vrei să te zic la Mirona? Păi mă moare, ești nebun! Ei, ai nouă, vezi ca pisica. Păi și ce, o să afle cu omiți gen și o să iasă și mai rău, eu zic mai bine să-i spui. Păi da mă, dar dacă îi spunem este... toți. Nu știu, îi spui tu. E fractul. Mă, nu e bine ce se întâmplă. Nu e păi bine. Și ce? Eu îți propun să-i zici că l-ai dus la grădiniță privată. Ce stăm? 4 ani. M-a rezolvat. Petre-i la Gagici? Au, își zic că-i la Gagici. Ai, că... Bă, dar ăla chiar nu trebuie să-i la spunem că a fost nebun. Deci ce-a făcut el de l-am dus la orfelinat? Exact ca să-i spunem, maică mea. Păi, asculta muzică. Muzică... Asculta... Bea, nu era spun. Cu minte. Da-s. A spart casa, a luat o armă. What? A încercat să te ucidă. Ce? Ho, că deja... Bagă o vrăjeală. Ia uite ce mașină are, tata. Da. Ce mișto. Nu știu mai ce să zic. Știi că e mai scumpă decât asta. Hai. Tot, nu mă bag. Ce nu te bagi? Nu mă bag. Pe cum adică? E acasă Bezea? E acasă? Nu e acasă Bezea, Bezea e la Gazici. Haide. Aolo. Bună! Aaaa! Sără una! Hai să ce faceți? Mamă, mămică! Ce-i cu outfit? E încălduri. Să mă bată tata, mămică. Da, nu te uita de jos, de la brun în jos. Ce vrei mă tu, tataie, că așa te îmbraci. Mă, mică, tu ai alergat pe acolo că ai mai slăbit, mi se pare. Păi da, zici că e întinerit să mor. Tu zici că e întinerit. Da, mă vopsesc eu. Păi nu, că am firea. Bă, vere, dar ce purt aveți. Dar nu contează. Se rezolvă la sabă. Eu ce să mai zic, tu ce să mai zici, mă, tataie? Taci puțin, Mariusel. Mă. Eu nu știu cum să zic, dar tu, eu am plecat puțin și parcă nu erau două gravide, acum sunt două. Cum nu erau? Eu eram, dar purtam niște haine mai largi și nu se observa. Eu acum am văzut adevărat ce purtai. What? Eu de ce nu observasem până acum? Bine, am fost prea... Eram concentrat la ce outfit ai, adică eu acum am văzut ce brutai. Să mă bată tata. Da. Păi zicea că trebuie să o las, trebuie să mai lași după verific care este tata genul. Băiața, fată. Și copilul. Ha? Emma. Vezi tu un joint ăsta? Nu.
Bă, eu sper că piese negru. Eu cred că este maro. Maro, ce-o fi? Hai să pastelat. Trecem peste discuția asta. Am înțeles. Bă, cum a fost ăla? Ce naiba? Am înțeles. Nu știu, nu știu, un anonim. Așa, ziceți. Cum a fost în Hawaii? A fost bine, e ok. Păi, asta. De ce nu mă întreb cum a fost? Eu te-am întrebat. A, urât, urât, cum a fost în Hawaii? Așa, așa. Așa, deci n-am avut bani, am avut doar biletul. Așa, și am stat pe plajă, am dormit pe plajă. Stai din gură, că tu m-ai dus acolo și am stat pe plajă și am dormit pe plajă. Da, și am băut cocos. Și de asta am... Să te ieși de la burică în jos. Măi, asta e tot, nu știu cum am urcat. Te-ai făcut și salvamar. Bă, dar tu, mămică, chiar ai slăbit rău de tot. Îmi dai... Păi, eu arăt bine, compați, eu n-am burtă. Aveai și tu. Frate... Eu nu mai vreau nimic. Nu, e ok, stai liniștit. Așa, stai și liniștit. Acum că mi-am amintit. No. Petrișor, păi... Mamă, Petre! Este foarte bine, bea, mănâncă, doarme, se joacă... De ce râzi, prostule? Mă duc puțin cu Petrico, că Petrico nu-mi face, nu-mi face, prostule, hai! Nu-mi face, prostule! Opa, tot. Zi-o, prostule! De ce râzi? Că e un pic grav! Ce? Păi... Ce vrei, dacă n-am? Ce vrem? Gen... Orfelinat... Petre egal demonstrat tuturor... E prost. Bă, mâncați-aș gura ta. Da. Petre la orfelinat, din cauza voastră. Voi ce mă de caut? Cum adică păi, e frac? Cine mă, e nebun? Și ce? Ce? Tu l-ai dus acolo? Cum adică eu l-am dus acolo? Dar ce? A, nu, nimeni nu l-a dus, nu? L-am dus eu! Bă, Vere, nu mai știi că s-a dus Zumi cu el? Mie Zumi mi-a zis că v-ați dus voi. Care minte? Hai, mă, Vere, nu știi că s-a dus Zumi? Ce naiba, duceam noi pe Petre, pe fratele nostru. Aaa, da, bă, Zumi cred că s-a dus. Că acum că mai aduc aminte, parcă Zumi mi-a zis. Tu crezi că nu vroiam să stea cu noi să bem bere, să ascultăm Albert Nebună? Aaa, da. Fii atent, fii atent ce poți să-i zici. Yes. Că e în tabără cu școala. Cu grădinița. A adus în excursie. Ha? Da. Să spunem că da. Îi zici că s-a dus în excursie și vine ziu. Gen. Nu știu, zici și tu că nu, a mă, plecat nu. În ex... Îi spune adevărul, cred că. Bă, spune-i mă direct așa! Chat, mai bine spune adevărul. Vrei să te bată pe aici, până casă? Păi da, mă, frate, da, ea o să stea aici și o să tot vrea să-l vadă și dacă min după aceea... Păi da, fii atent, îi zici că a plecat în tabără ieri. A plecat în tabără. Și dacă o sună pe învățătoare? Hai, mă, că nu o sună, ești nebun la cap. Dacă, bine, ok. Hai, bine, hai. Îi spunem asta? What the fuck? Da, ai văzut că... What? Mamica! Ce faci? Ce faci? Doarme? Doarme? Ce faci? E de la sucul de mere. Doarme? Că e într-o stare... Stare în apar. Tata, e doarme? Ce faci, mă? Tu ce femeie? Ce facem mai de ce ai mă, nepoate? Mai încet, mai încet, mai încet, că sunt de... De lăsați-ne, mă, nu doarme, nu doarme. Nu știu ce te-am mințit. Nu doarme, uite. Hai că, hai că adorme în două secunde. Păi, mică, ce faci, nu? Că cea plajă se credea în Hawaii. Da, da, da. Vezi că dacă vrei plajă, avem acolo, uite aici. Poți să ieși pe da, terasă și avem aici. Poți să ieși pe terasă dacă... Nu mai beau cocos. Nu mai mor de foame. Ești bine. A, uși, că nu mai moare de foame. Nu știu cine
Cine a zis că murea de foame? Da, voi vă simțiți bine aici la bar, sunteți ca la voi acasă. Da, păi noi suntem la noi acasă? Da, 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 nu zic nimic. Păi, da. Hai, baby, să coborăm jos, hai, 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 hai jos. Alo, băiatul, Marcel. Alo. Băiatul meu frumos. Da. Care te fac iarăși ca tot capul. Da. Da. Unde ai să răspuns la întrebare. E în tabără. Tabără de vară. Tabără de vară. Am avut bani. Dar nu e vară. Dar nu că s-a dus în tabără cu școala. Da. Eu zic să o supă profesor să vezi. Nu, e cazul. Deci, a spus doamna profesoară că nu vrea să primească apeluri de la părinți, că și-a asumat chestia asta și că părinții care au semnat dosarul acela de dinainte de tabără, acela cort. Eu acum am primit mesaj de la ăștia că trebuie să mă duc să verific. Te duci la programare? Da, mă duc la programare. Du-te, hai repede, fugi, hei, pe cine verifici? Ok, gata. Ne-a care e situația, da? Da. Pe cine verifici? Verific dacă e băiat sau fată, copilul. Bine, hai, du-te. Bine. Ceau. Hai, bafta. Ok, pa-pam. Să fie... Hello. Băi! Hello, ieșirea e pe aici. Unde? Unde? Pe aici e ieșirea. Ah, pardon. Mă bat tot. Da, deci, cum spuneam, e în tabără și... Acordul acela l-a semnat Mariusel. Mariusel. Eu auzi, e părinte da. Mariusel mai nou. Păi nu m-a lăsat aici cu părinte? Na. Nu mai simt nimic. E... Da, orice s-a întâmplat e vina lui Frederic oricum. Cum auzi. Adică mă? Adică ce se întâmplă? Da, da, păi nu-i frumos în tabără. Doamne, iau zăl pe ăsta, mă. Păi da, zic. Băi, ești prozadă, tău. De ce, mă? Că-i bine. Așa. De ce, mă? Ce să se întâmple în tabără, veri? Crezi că nu se întâmplă, mă, nimic în tabără. Vine cu mână sau... Deci Petre e în tabără, nu? Dar mie îmi place de Petre că are gusturi muzicale. Da, și mie îmi place foarte mult. Am ascultat deci, muzică împreună. Mămică, deci, hai să zic de Petre. Wow. A luat o raznă, de-aia te-am și sunat atunci. De ce? Deci, efectiv... Nu te-am sunat, nici mai știu dacă te-am sunat. Ideea e că o luase raznă. Pentru că s-a pus să bea. Le-au dat ăștia de bere. S-a de pus ce să bea? Am o bere care... Da, deci fan. Eu la mine și... în cameră am... un box de beri și a venit și el la noi și eram cu bezea și na, eram amândoi. Noroc că n-am fost acasă, că altfel îi dădeam țuică. Mi-a fost milă de el așa, se uita la noi cum beam bere și i-am dat și lui. Ce, are ceva? Nu, n-are nimic. Ne face urât. Cum n-are, mă, nimic? Aolo, are. N-are nimic. Nu trebuie să-i dai. Buletin. Aolo. Tu ai tătai, n-ai tătai. Cum să n-am? Da, are gusturi muzicale, mai ales Arber în bână, e... Da, mă, găcapa, mă, ascultă Rava? De aici, ascultă. Nu, ascultă, mă, găcapa și Arber în bână. O, e bine. Cred că le educ și pe el. Trebuie să reduci, să dă-astea. Așa e. Trebuie să faci rând de Petre înapoi. Aolo, dar trebuie să asculte muzica populară, de-aia veche, din 2019, doamna. Trebuie să faci rând de Petre înapoi. Ce face cu Petre? Să nu mai zic nimic ca ne aude și ne... Da, mă, dar nu știu. Hai că... Păi, bezea? A? Hai să vedem ce... Unde-i, mă, doar nu încă? S-a culcat jos că nu mai putea să urce scările. Ce ați făcut, mă? Unde s-a culcat? Aici? În capăt? Da. Stai un pic. Te duci tu? Hai, vin încă. Ce e aici? Da, taci. Doi șară. Ah, ce pura mare. Ce? Ce ai zis, bă? Ah, ce ciocan mare. Asta, cred că... Băi! Visa filipine? Asta visa? Asta, bă, asta visează filipineze de alea. Dă-te călcătii. Hai.
Ce faci, iubire? Bă, ești prost? Ce? A, Zumi, stai, lasă-mă puțin. Mamă, cât a băut ăsta. Ce n-ai, mă? Ce faci, mă, ăsta? Ce dracu faci, mă? A, bă, trezește-te! Lasă-mă puțin, mai stau puțin. Trezește-te, mă. Mai stau puțin. Bă, cum e trebuie? Hai, mă, trezește-te. Vă împușc. Ne împuși, nu? Da, du-te, plecați că vin și eu într-un minut sus. Uite, am și o pistolă. Da, auzi? Eu? Da, tu știi de ce te-ai culcat în camera asta? Nu, nu mai știu. Mai știi că aseară nu mai puteți să urc scările? A. A, nu, știu, erau stricate, bine, nu? Bă, bine că a fost camera asta liberă, că dacă nu dormeai în piscină, nu știu unde, poșezi lung. Ma. Așa rău a fost? Ma. E bine dacă o visez pe vizumii. Hai că vin și eu. Vin și eu într-un minut, dar stai de... Uite sticlea, bă, drogatul ăsta, uite-te și tu. Cum are sele? Ce? Uite câte sticle a băut. Nu cred. Mă, astea nu... Doare. N-are, mă, cum să fi băut pe toate astea. Ba da, am băut eu cu el. Bine, eu am fost capabil să urc niște scări, dar... Nu mai zic că mă luase somnul pe canapeaua asta. Auzi sirene? Bine. Gata, mă? Aolo. Ce n-ai, mă? Vai, mamă. Mă, dar se auzi sirene? De ce s-a îmbrăcat așa? Căpul. Ce faci, mă? Calmați-vă, mă, ce aveți. Capul meu. Ce puteți. Ce-i făcut, mă? Hai, mă. Ce-a, mă, domnul ăștia? A, mă doare curul. A. Acum stai! Te-o procesează mai greu creierul. Ce? Mamă, ce se... Marusel! Nu mă îmbrați, mă? Neața, frate. Bă, vezi că a venit Zumi, mă. Da, a trecut Zumi pe aici. Și unde? Da. S-a dus să vadă dacă... E copilul, fată sau băiat. Ce zici, am primit un apel de la ea? Și... Ha! Zero! Vezi că ți-a zis că ți-a dat mesaj și nu ai răspuns. Cine mai e pe aici? Ia uite ce a mai venit. Neața. Ia uite. Cine mai venit? Hai de ce mai venit. Ce faceți aici? Ce faceți? Ha! Noroc! Salut, salut! Salut! Ce faceți? Ia des masca jos, că nu mai știu ce culoare ești. Adică? Mamă, ce mers ai! Nuanță! Nuanța, bă... Mă doare curul. Ți-a băgat ce? A, cred că i-a făcut... Ai văzut-a pe TikTok? Nu cred că i-a făcut cum... I-a făcut ăla... Bă, mică, tu ce care acolo? Ce? Tu ce care ce acolo? Ce am aici? Gunoiul. Ce? Gunoiul. Ah, ok. Da. Și mă gândeam să duc gunoi. Gâștele și... zbor. Bă, pinguinii zboară sau penguinii zboară? Cred că las... Pinguinii. Hai să-l arunc. Nu, pinguinii nu zboară. Da. Te... Doresc să te băgă la somn, pe cred că... Hai să-l arunc la gunoi, hai. No. Pe cine? Stai pe rămâna. Pe cine, pe mine? Să băgăm la somn, da. Cred că e o ambulanță pe aici, că nu știu ce s-au de veri. Bă, mă doare burta, tata, mă doare burta. Hai să duci înapoi. Aia, ce mai întâmplă? Ce fac? Nu-i covorul meu, nu mai întâmplă. Lasă-mă pe PZ aici. Lasă-l aici. Păi nu că l-aruncăm la gunoi. Nu, lasă-mă. Lasă-mă aici. Păi și ce ați făcut? Gata, plecați? Plecați? Bă, Frede. Păi, bă, că e gol frigiderul vostru și eu trebuie să mă duc să cumpăr. Mamă, dar fii atentă, ți-ai și frigiderul în cârcă. Faci de mâncare? În cârcă. Da, fac de mâncare, fasole. Eu tu ce sigură, n-auzi. Sumi, parcă plecai. Ce faci? Da. Băi, ia stați voi doi împreună lângă unul lângă altul. De ce ești îmbrăcat așa? pentru că m-am văzut că o prietă asemenea. Ce prietă? Na, ce asta? Same, nu e stanga, sunt pantaloni rainbow. Și că te duci la...
Da, la cum se numește, mă, partea ăla, mă? Deci abia știe când iese copilul. Cum se duce, cum se numește, mă, partea ăla? Race party, ăla de nebuni. Nu știu ce e. Zumi, să te duci și tu să te brozezi, să mai semeni și tu cu... Adică? Vrei să fiu, vrei să fiu neagră ca tine? Vreau să de ce ești îmbrăcat așa. Ți-am zis. Păi... Zumi, vezi că mi se pare mie sau ai ceara în urechi? Nu. Ai, ai. Ne mai trebuie vacanță, prea mult stres, prea mult stres, mai trebuie vacanță. N-ai înțeles, vezi că am? Nu, gen, ai păr în urechi. Ce? Mai trebuie o vacanță, prea mult stres. Da, da. Da, să luăm și pe Petre. Să-l luăm, să luăm, că nici nu știu unde. În tabără, mă. Mirona. Da. Să vină o dată în tabără. Mirona. Ce? Bună. Ce-a făcut, mă, asta, plecat? Hai să... Nu mai zic nimic, da, bă, n-avea programat, în fine. Bă, deci, Frede, eu zic... Da, mă... Stai, mă, puțin. De ce s-a îmbrăcat așa? Nu știu de ce l-am îmbrăcat așa, dar... Unde mi-am dat la război, iasă, ce-am făcut? Da. Nu știu ce ai făcut, dar... Și nevoastră ta s-a dus în club. Aha, aha. Vezi ce înseamnă să te duci în război? Tata, ai fost în război? Când erai mai tânăr? Da, n-am fost în război. Dacă n-ai fost mai tânăr, ai fost? Nu. În război? Nu, deloc? Deloc. A fost la femei. Bravo. Bravo. Și tu la șaorma. Și acolo. Dar vezi că bine, am slăbit deci, comparațiile de... Eu zic să luați frigiderul în cărcă sau vi-l bag în mașină undeva ca să nu mai mergeți cu... Păi cine plasele. Merge? Păi a zis că merge singura, nu m-a invitat. Eu acum realizez, bă. Ce? Bă, sunt din poliție, mă, ce scrie pe spate aici? LSP, da, da, mă. Tu ești. Da, ești din filmele Matrix-ul, i-am zis. LSP, de adevărat. Ai luat un hoodie fake și gata. Bine, dar să luați, fiți atenți. Da, ce să luăm. Să luați și voi, vă rog. Tata, ai scoate lista. Ce ciucate ai în picioare, Miron. Vreau să-ți zic la ureche. Ce la ureche, bă? Marcel, nu vă zic la ureche. Hai, zi mai repede. Teddy? Da? Da. De ce vrei, de mere? Da? De mere, da, că se combina. Okay. Nu, de morcovi, că se combina bine cu vodka. Ce nu-i prea morcovi? E bună, da. Da? Vezi, aia vine să zic eu. Eu știu că ție-ți plan morcovi. Aolo! Să luați ce v-am zis, da? De la cumpărături. Da. De-ați tu, Marius, vrei... Cred că vrei d-alea baloane ca să nu se mai întâmple, nu? Hai că mă adresez. Nu mai zic mică, mă, mică. Te-ai... Plastic. Ai făcut pipi pe mine, efectiv, să nu le zică. Te-ai pișat pe mine, nu mai zic. Ce, mă? Ce rușine? A, bine, deci hai, tata, să merge. Nu mai vreți nimic, hai. Dar vreau eu. Vrei tu baloane? Nu. Mai dezamăgit. Hai să plecăm. Baloane? Nu, eu vreau. Nu, n-avem bani, de ce vrei tu? Baloane? Pe ce te să cumperi furi? Da, mă! Ce, mă? Hai, mă! Hai, mă, lasă-mă, că ți-aduc o pâine și un pateu, hai. Pateu de casă. Pateu de casă, de bițel, îți ia, frate. De bițel. Că casa e în casă, casa e afară. De fapt, casa e pe lângă casă. Bă, tu știi că casa e afară, mă? Gen, dacă stai în casă, tu, de fapt, tot afară stai. Că, gen, casa nu se află undeva înăuntru, se află undeva afară. Dacă erai sub pământ, tu zici că ești înăuntru, așa ești afară. Deci tot afară stai dacă ești în casă. Ia zi-mă, pe zi-ați, mai aduci ceva aminte? Nu. Bibi? Știu. Ce? Bibi! Eu! Vino aici. Că am niște declarații de dat. Ia spune tu, Bibi. De ce n-ai dat? Ha! Îl înșel! Ce? Nu. Bibi! Ia zici ce ți s-a întâmplat, că pe mine nu mă crede. I-am zis. Da, mă, și mie mi-a zis. Dar tu mi-ai zis ceva. Zis, mă, a mai fost? Ți-am zis, mă, că a fost. A fost. Unde a fost? Bă, Frede, spune-mă. Ce mi-ai zis tu de gata? Că nu-s primul. Că nu-s primul. Tu mi-ai spus că nu sunt primul. Da, mă, mi-a mai zis asta. Și gen, l-am aruncat. Nu, mă, gen, se pișea și s-a pișat pe telefon, practic. Nu. Bă, da. Nu, e prost, vezi, nu. Ce aud?
sirene. Nu știu, că e gătiți ambulanță. N-are, n-are treabă cu noi, nu? Probabil. Nu, cred. Nu? Nu cred. N-are cum. Cred. No. Ce ambulanță, nu. Bă, ia, vezi puțin. Ce, mă? Ce e acolo sus? Ce, mă? Un elic... un... Osama! What? Ce? Ia, vină, mă, coase. Bă, ce se întâmplă aici? Bă, bă, alea ați văzut pentru noi, nu? Stai, nu, nu, mă, cred. Nu, sper să nu! Sperăm. Nu, 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 prin casă tot. Nu? Bă, bă! Ce, mă? Ați făcut ceva? Ziceți acum dacă ați făcut ceva. Nu! Zi acum dacă ați făcut ceva. Ce-am făcut? Dacă am făcut ceva, am făcut atunci, dureze-mi! Au. Nimic. Bă, când am fost beat, am omorât pe cineva? Ești ok? Au, da, sunt foarte ok. Doar că am cam căzut pe jos, dacă pot să mă iei de mână să mă ridic. Yeah. A, mă, că nu cred că e doar, nu? Haide, mă. Mă, ce se aude? Bă, bă, veniți cu așa. Nu știu. Nu cu așa. Nu cu așa. A, mă, ce? Jos, 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 băieți, jos, jos. Ce? No, 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 no. Ce? Da, că vreau să da, că vreau să da, că zic ceva. Ah. Oh, nu, 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 vezi că vino cu aici, vino cu aici, vino. Culcat. Verificați primul nivel. Căci, căci, nu e bine. Ce-a făcut eu, mă, femeie? Ce au ăștia, frate, cu noi? Mamă, l-ai pentru noi. Aha. Da, clar, acum am venit pentru noi. Ce ați făcut? Puneți-vă, puneți masca pe față. Mamă, uite-i. Ești cu noi, de ce ai făcut ceva? Ești complice, femeie! Eu? Tu ai făcut foarte multe, vezi, asta nu face numai rele. Chat, ia uite-i. Mamă, cât sunt! Mamă, cât sunt! Cât? Sunt 100 de mamă, mașini sunt... în față. Hai, no. Hai, 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 să fugim! Fugiți! Repede, repede, repede. Eu nu pot! Pe repede, urcă, urcă, urcă! Hai, baby, urcă! Vino cu aici, vino cu aici! Urcă, urcă, urcă! Gata! Mamă, câte mașini de poliție sunt! Na, e la noi, la noi! Mamă! N-au văzut! Bă, ca și scăpat ăla? Ăla te-a scăpat, nu? Atunci e tunel! Nu... Eu ți-am zis, bă, Mario, ce-ai făcut? Că nu-i... Ești prost? Te bat! Bă, dar nu e ok, că n-am făcut nimica ilegal! Dacă ne oprim și le spunem că n-am făcut nimica! Nu cred că e... What the fuck? Hai că... Ai făcut o mașină de militari, ești nebun? Na. Dragă ei? Eu nu vreau la pușcărie. Nu. Bă, Frede. Nu, nu, nu. Taci, taci, taci. Am încredere în tine? Taci, că încercam să nu vreau la pușcărie. Încercam să scapăm. A, că noi vrem, bezea. Hai, că n-avem două. Mamă, două elicoptere și de bun. Am înțeles. Bă. Ia să ne omorăm acolo toți. Bă, dacă... Ca să știi, ne-am furat o mașină de armată. Niște lingori, da, aur. Și a scăpat unul de la ei și... Gagică tu! Mamă, bă, trageți-mă în ei! Da, aveți toți diploma mână de proști. Bă, Bezea, trage-mă în ei! Ce să fac, mă? Trage în ei! Să tragă... Să tragă în ei, nu? Altă idee n-ai? Nu, nu, trage, nu trage. O să ne tragă la roți. O să ne tragă la roți. Pune arma pe mine. Le-arăt asta pe geam. Luați-o. Haide. Sper să nu tragă la... Aolea, deja am început să tragă. Topul jos! Aoleu, aoleu, aoleu. Băgați capul la cutie! Băgați capul la cutie! Mă rog, te lasă capul jos! Gata, gata! Lasă-te în jos, lasă-te în jos! Gata, am lăsat în jos! Bă, ce au mă ăștia cu noi? Mă, dar sunt multe mașini! Mamă, ăsta mi-a trecut pe lângă cap! Să moară, băieții! Mă... Gata, nu mai mă tund, că mi-a putut să trebuie să... Bă, facă mă accelerație, e Mercedes! Te țin ăștia după tine, ești nebun! Bă, ne-o prins să tragem puțin? Bă! Bezea, pregăsește-ți MG-ul. Mă surici, mă surici! Alo? Mi-ai închis. Bine că răspund, până ne urmărește poliția, el răspunde la urmă. Holy fuck! Ce? Ce? Bă, dar și vreau... Mamă, lol! Păi, eu stai bine de la același timp speria de moarte. Uaaa, e lol, LOL, ce tare, nu? Ca în filmele Matrix. Bă, te știți în gură, că ne urmărește poliția. Ai, nu zău. A, nu știu, știi, ales că ne-ai spus. Hai mă, bă, o prins să tragem puțin? Eu... Bă, da, Bezea, tu niște stare să tragem ei. Trage, trage, Bezea! Trage în ei! N-am cum să dar, pute-le cu degetul doar.
Arată recunoaște, poate intimide. Ia, 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 uite că s-a împiedicat. Bă! Hai că ai făcut-o, nu. Bă, 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 bă. Oh, nu, nu-i bine. Nu-i bine. Revinu-ți, 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 Petricu, revinu-ți. Revinu-ți, 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 revinu-ți. Revinu-ți. Ușor. Mă, dacă ăștia ies, dacă ăștia ies. Revinu-ți, revinu-ți, revinu-ți. Să tăie pe montată. Dă-i bără peste față. Bă, revinu-ți. What? Gata, revinu-ți. E bine. What? Ce-i mă, cum? Gata, mi-a revinit. Hai să-i, hai să-i învârtim pe Sandy. Du-te, du-te, du-te. Du-te, învârte-i, învârte-i, învârte-i. Învârte-i prin Sandy. Ce că să-i învârtim pe Sandy și dacă nu am eu alt alternativă. Du-te, du-te. Hai că poate scăpăm. Hai că-i cum să scăpăm. Hai că scăpăm, e timpul la cap. Mamă, cât de elicoptere. Oh, oh! S-au făcut praf doi. Oh, 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 hai că sunt prăști. Hai că avem două DAS. Aaa, ce ai mă, că mai e unul ăsta. Ales de armata alea, mă, ce-s alea? Bă, pe zea, arată-le pe ceva. Gata, lua, bă, lăs. Oprește-mă puțin, să tragă ne puțin. Da, hai că da. Nu, 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 nu-i bine, nu-i bine. Nu, 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 urcă, 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 frate! Ai schimbat locul! Wow! Ce tare! Mama! Capul la cutie! Lăsați capul jos! Wow! Ia că trag în ei! Bravo, frate! Bine, bine, bine! Hai că trag în roți! Poate trage în... Mă, frate! Bă! Da, da! Vezi că trebuie să schimbăm iarăși locurile! Schimbă, schimbă, stai! Stai, stai, așteaptă, 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 așteaptă! Așteaptă, să opriști undeva, să trage în ei! Stai că știu unde, știu unde. Aici fă dreapta dacă e. Bă, mâncați. Păi. Bine, 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 mamă, 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 bine, bine, bine. Hai, hai, repede, repede, repede. Ia, la, ia, 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 na, na, na. Ce le-a răzut? Vezi că ripostează. A, nu știe. Nu știu ce nu știu ce redem, nu știu de ce redem, că nu e dorit. Noi ar trebui să cam plângem. E de la trebuie. Mor. Mamă, ce l-a făcut, ești nebun. Bă, fii atent. Știi că trebuie să ne oprim undeva să-i batem pe toți, nu? Da, știu. Dar hai că-i batem noi pe toți dacă-i. Mai facem un trai la motel? Aici, mă, ne pune, ne băgăm un motel. Așteaptă, așteaptă, așteaptă. Nu vă dați jos, da? Bezea, nu schimbi locurile. Bă, intrați în motel. Nu greu, nu, 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 nu intram, nu intram, nu intram. Dă-te jos. Trage-i. Mamă. Bă, ești nebun, fug de tine. Bă, 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 trage aerul, trage aerul, voi, bă, bă, bă. Unde e elicopterul? Sus. Sus, no shit. Urcă, 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 urcă. Mamă, ce... Dar nu prea autopeau așa polițiști ăștia. Păi, cred că nu știu cu cine vorbește aici. Am cred că mai bine mă lăsai pe mine la volan, adevărat. Pă bune. Vă făceați voi treaba. Să conduci în situații de-astea? Păi da, mă, sunt forță. Mamă, dar ăștia nu sunt... Dar uite, pe elicopterul ăsta cât de jos e! Bă! Mamă, ție și băga un gulonț în cap. Mamă, nu, nu, n-am mai am cine să trag. A, uite. Și via antena, cum îi dau. Tăi, 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 aoleu, aproape, aproape. Pentru că îi dau direct la șofer. Haide că te-am învățat să tragi, vere. Hai bă, piseciosule! Oh! Mamă, headshot! Nu, că... Ba da, ba da, l-am omorât pe unul. Pe unul, pe unul l-am luat, nu, pe unul l-am luat. Vezea? L-am luat pe unul. Pregătit? Da, 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 da. Încarcă SMG-ul ca lumea. N-am luat șoferul, dar am luat pe unul, 100%. Bibi... A căzut. Bibi Marcel, vedeți că o să ne dăm jos, o să ne batem cu ei, ați auzit? Ce mă? Da mă. Ai, ai mă, Bibi? Nu. E gravidă! Cum vrei să trai dacă am... Marcel, o aper pe sor, mai auzit? Ok, ok. Hai că mai avem două mașini după noi. Pa, aici și au luat, 7 elicoptere. Bă, faci asta stânga și ne batem acolo ca să așa. Bă, nu, nu e bine, mă, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Hai mă, napă, mă, că asta e și submarin. Bă, nu e bine pe aici. Mai bine o luăm da, pe da, 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 stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Bă, dacă mor. Dă-te jos. Wow. Mo! Mo, bă, ești nebun la cap. Cum ai făcut asta? Bă, 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 bă. Urcă, 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 urcă. Mamă. Urcă, de, 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 de. Mamă, de, 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 de. Mă, sânge.
Mamă, dar puține gloanțe mai am pățeat, vă să mor eu. Bretele nu merg sau ce, că nu înțeleg. Bă, aerul ăla, mă, să... Fiți atenți, fiți atenți. Bezea. Hm? Știi Guadalajara, da? Da. Fii atent, ce zice, mă? Și mă duc să caut o barcă, ok? Ce faci, mă? La Guadalajara? Da. Ah, bine. Ceea ce facem, chat? Mamă, pică motorul. Bă, dar pare că suntem bine. Pică, pune altul. Parcă nu mai sunt așa bun terestru. Parcă am făcut praf ăștia de pe terestru. Praf? Da. Păi ce înseamnă asta? Oia de sus? Oia de sus? Bine, în continuu echipaj, știi? Gândește-te că băieții oia de sus dau info și eu să vină constant după noi. Dacă nu scăpăm de un aero, e jale. A, ce ziceam? Mamă, păi uite, în spate. Este în spate deja. E bine. Bine și ei. Mă lași aici? Fii atent, vedeți că vă las aici și încerc să fac rost o barcă, ok? Bine. Bă, bine. Hai, stop, hai! Vin la voi, trase pe jos. Poziție, trase pe poziție! Dă-i centura jos, Marusel! Vino mânco! Bă, de unde trage? Vino cu. Stai în spatele meu, te ține aici. Aia am văzut. Ascundeți-vă, du-te, ascunde-te cu ea. Oh! Bucurează de barcă. Bucurează de barcă. Urcăm. Mamă, ești nebun, cât adrenalină. Hai. Pezea, nu pot. E ușor, ia-mă de mână, așa. Hai, urcă. Da, te ia de mână. Bucă-te, Bezea. Dă-i. Nu e bine. Hai, avem și noi elicopterele după noi. Ia ușor. Hai că aici cred că am scăpat de ei. N-au bărci oricum pe aici. Hai că... Ia ușor, hai să rezolvăm cu elicopterul, oprește-te, să rezolvăm cu elicopterul, că nu poți să trag. Rezolvăm aici, pe dreapta. Vezi să nu-i... Spiriti, da? Da. Axează-te doar pe unul. Pe care, în care tragem? Care? Uite deci. Ăsta e aproape? Da. Mamă. Oh my god, nu reușesc să trag în el. Hai bă. Hopa. Mai rasă da, în elicopter? Da, cred că o să continuăm să fugim. Continuăm să fugim mai bine? Da. Oh, nu! Trei bărci stânga! Jură-te! Nu cred așa ceva că au și bărci. Hai, las-o! Că e deja... Nu, e deja prea așa. Fiți atenți ce trebuie să facem. Trebuie să oprim banca să ne batem cu ei, știți, nu? Da. Stop. Dar vezi să nu cădeți în apă. Și dă-i. Capul la fund, băi. Ușor. Unul s-a dus. Mamă, ești nebun? Ai scufundat? Bravo. Una e scufundată. Uite cum o notă, ca pește. Hai, urcați. Vezi că mai avem o barcă. Bă, murim, cred, bă. Mai bine una. Ba da. Aoleo, mai sunt două, cred că. Două mai sunt. Nu, e două. Ba da, uite acolo, aia. Două. Două mai sunt. Elicoptere nu mai sunt? Ba da, mai e unul. Oh my god. Dă-i pe-n dreapta, dă-i pe-n dreapta un pod și s-ar putea să... Nu poate să treacă de pod. Să mă dau unde? Față stânga. Gata. Dă-i față. Din față. Gata, iau. Bă, veri, dar ce ăștia cu noi? Doamne, cum face barca asta? Bă, eu cred că... Dă-i! Trebuie să trageți în ăștia cu barca. Nu mai scăpăm de ăștia. Dă-i, lasă-i, dă-i, că-i...
În elicopter, să trageți în elicopter. Țineți-vă bine, țineți-vă bine. Unde e îngust aici? Țineți-vă bine, țineți-vă bine, că o să trageți în elicopter aici. Pe mijloc, pe mijloc. Dă-i, dă-i, sar, 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 sar. Uite, e cascadă. Tăi, sar. Țineți-vă. Ține-te. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Mamă. Oh my god. Bă, elicopterul. A intrat a bubuit? S-a bu- nu pot să cred. Bă! Bă, a bubuit de... de pod. S-a lovit de pod. Bă, dai, 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 dai. Dai. Vrei să-i faci poză? Gata, gata, gata. Gata, gata, gata. Vrei să puși pe Instagram. Bă, s-a lovit de pod, ce proști. Doamne, s-a lovit de pod. Oh my god. Am scăpat? Dai. Gata, gata. I-am văzut-o parcă în spate. Gata, mă, cred că suntem safe. S-a lăsat liniște. Să ne ascundem mai bine pe aici, prin munți, mă, că dacă mergem încolo, ajungem la oraș. Nu, 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 dă-i în oraș, dă-i în oraș, dă-i în oraș. Nu, nu-i dau, eu nu dau, dă-i tu, dă-i tu, dacă vrei. Mai bine stau și trăi. Bă, s-ar putea să, pe bune, s-ar putea să fie cineva acolo. Eu zic că ne așteaptă pe partea cealaltă, că le-au dat info, elicopterul. Strasă ne așteaptă pe partea cealaltă. Am scăpat? Dezbrăcați-vă. Fiți atenți, vedeți că o să oprim aici pe stânga și vă dezbrăcați și vă aruncați toate hainele de pe voi, da? Eu nu mi-arunc hainele. Când am altă. Eu n-am cum. Și nici Bibi, că n-are bine, nimic. Bine, pe zea, noi... Nu cred, intră pe cerul. Bă, dar nu-i bine că stăm aici, suntem prea descoperiți. Suntem prea descoperiți. Ce am scăpat? Stai să mă duc să le arunc. Ce cred că am scăpat? Mai auzi un elicopter? Nu, dar nici nu vreau să aud. Trebuie să schimbăm, trebuie să scăpăm de barcă. Când 100% ne caută barca asta. Bubu eu. Nu, 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 hai, 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 în oraș, hai în oraș, ai încredere, ai încredere. Undeva unde e oraș, bă, că ne caută ăștia din oraș am venit. Hai Sandy. Nu cumva să scăpăm de asta, trebuie cumva. Hai Sandy, bă. Adevărat, deci trebuie să cumva scăpăm de asta. Fiți atenți, mergem în Blaine. Mergem în Blaine și luăm altă barcă. Da. Chat, pentru toată scena asta, dați acolo pe butonul ăla de subscribe și de like dacă v-a plăcut. Bă, Marisele, nu știu, Vere, dar eu ți-am zis să-ți pui mască pe față, dar tu nu m-ai ascultat. Data viitoare o să... Opa! Ce, ce ai zis? Data viitoare? Da. Data viitoare, da, poate să mai fie data viitoare. Data viitoare. De ce? Bro, na. Mă, chat. Deci, închipuiți-vă că au fost implicați peste 50 de oameni în episodul de astăzi, guys, și tocmai ați văzut o bună parte din ei. Fiecare om trebuia să facă ceva. Organizat de poliția, de pe server, chiar să-ți rămâță, s-au descurcat super bine băieții, n-am ce zice, ziceți voi. Chiar au făcut treabă bună, ești nebun. Și ce să facem? Dar tot am scăpat. Dar știi că s-ar putea să ne caute aici. Mamă. Eu auzit sirena, am auzit-o sirena? Nu, eu n-am auzit. Parcă a avut, dar e cred că e motorul ăsta. Mă, nu cred că suntem bine, că efectiv suntem prea aproape de zona unde ne-au pierdut și nu cred că... Bine, atunci oprim aici. Să luăm undeva pe jos. Dați-vă jos. Unde face rost de barcă? Nu cum... Bă. Trebuie să mergem până în Blaine, Vere. Unde am mers, Zumi? O sun eu? Ați luat tricourile astea din barcă? Doctor sau... Ați luat tricourile astea din barcă? Da. Ești bine? Da, da, da. Ce? M-am împericat doar de la nisipul ăsta, așa. Hai, hai, veniți încoace, că suntem prea când deschis, hai.
Iactul ăla trebuia să-l jefuim sau să facem ceva, cred că. Nu știu dacă era o idee bună, dar... Măcar aveam cu ce să ne deplasăm. Copilul mare, cum să mare mă copilul chat? Uite, uite, uite. Hai, baby, hai, hai. Hai. Stai, că nu pot să alerg. Gata, boss. Hai, haremu. Oh my god. Wow. Lasă pistolul ăla, unde te duci? Gata. Nu, nu cred că suntem bine pe aici, sincer. Mamă, las o pauză, dacă mai pot. Ule, uite crabul! Băi! Te mâncă crabul, nu? Hai. Știu că e greu, dar... Eu înțeleg că ai obosit. Dar asta este. Hai, ia ușurel, ușurel. Hai că trebuie să ne mișcăm. Hai. Ia-o pe sus. O luăm pe sus. Vrei să te iau pe sus? Nu. Hai că o iei pe sus. Ce te crezi, mă? Don? Da, frate, după ce și ne-am văzut, mă cred dacă m-am fi în Furious, ești nebun? Nu zău. Frate, am scăpat la... Tu ai văzut la câtă poliție? Nu, no, acum ce facem? Pauză. Deci... Mamă, ce-am văzut. S-o luăm de la început. Cred că... Deci de la început, da? Eu cred că ce s-a întâmplat acum s-a întâmplat din... Vina... Primul lucru. Da. Din vina lui, că nu și-a pus mască. Stai. Alo? Alo? Da, zoomi. Stau unde cu și-a pus la telefon, nu mai am telefon. Mor. Da! Nu am aruncat cu tot cu pantaloni. Ah, bravo, ai găsit. Băiat. De ce? Băiat? Vei? Ce? Nu cred. Stai. Din ce? Zi. Cred că îl bagă la pușcărie și acolo crește mai. Păcate ce? E băi, e... Aia zi, sunt bă, sunt tatăl de băia bă, ați auzit mă? Bine mă! A, când vreau dată mă știam mă. A, unde suntem? Aia zi. Era să murim, dar... Nu! A. Suntem pe mare cu barca. Suntem la mare cu barca. Tu? Păi, dar tu te-ai dus în spital. Așteptă-mă acasă. Sau vine să te iau? Vine să te iau. Tot de băiat. Nu m-a venit niciun oră la față. Da, dar nu... Da. În cel mai scurt timp posibil. Nu! Nu! Nu te duci acasă. Să facem rătare acum, n-avem timp. Nu, casa nu. Sunt tu și la casa, da? Nu, sau se duc la casă. Ia să vedem. Bam. Poz. Țeavă cu gaze și... Ce? S-a spart o țeavă cu gaze. Da, casa a luat foc, a luat foc asta, sunt duci acolo. Ce? Da. Băi, ești prost? Nu, n-a luat glumea. Zic că s-a spart o țeavă cu gaze. Da, s-a spart țeava cu gaze și... Sunt multe gaze. Da, sunt multe gaze în zona aia și n-ai cum te duci acolo. Sunt te duci, da? Da. Bă? Am auzit o mașină. Bă, ce s-a auzit? Stați un pic. Da. A, nu contează, nu, e ok. Stați aici. Gen, știi, te iau, gen, știi? Deci e băiat? Chide-o dată telefonul. Da, așa dacă vin ceva scunt episodul, da? Dacă prind acum peștele, bine? Bine, pa! Bă, zi, băia! Bine, mă! Ești tată de băiat? Da, tată de băiat. Ești bine, mă, aia zic.
N-ai avut și tu noroc de o fată. Da, fată? Cum s-a luat o fată? Aolea, mama, bă. Bă, ok, bravo, congratulations, e băiat, așa. Te pup, te pup. Fiți atenți. Mersi, mersi. Hai, bă, du-te eu, mai... Nu, că... nu mai fă fericirea asta farsă, că te împușc. Gata, mă, ce te așa? Că din cauza ta, uite unde am ajuns, Vere. Ce, bă? Vere, n-ai vrut să porți o mască, o mască atâta. Puteai să spui și ciorapul pe cap. Puteai să scrii nichiloțe după ce îți pe cap. Exact, să ți legi la gură, puteai să... Ghiozdanul, ți-l puneai pe față, Vere. Ești amator, mă, noi. Bă, dacă tot ce s-a întâmplat, vreau să vorbim despre ceva, dacă vreți și voi. Ce? Ia, luați loc. Bine, măcar că Miruna și cu... Da, deci eu cu... Adevărat, bă, da. Bezea, vine un pic, că vreau să vorbim ceva. Ce aici? Bă. Bibi? Da. Eu nu mai povere, deja am uitat. Deci, da. Ce faci? Mă dor picioarele. Mă dor șalele? Picioarele. Bă, bă, m-auziți? Zi-mă. Ia, luați un loc puțin. De parcă nu sunt deja jos. Luați, stă mai bine așa. Bă, uite. Unde stai? Mai zi o dată de la început, mai zi o dată de la început. Zi. Vreau să vorbesc ceva cu voi, eu cu Fred am discutat despre ceva și vreau să vă zic și vouă. Zi. Nu vreau să fim nesimțiți și să hau așa dintr-o dată. Bun. Ați văzut că orice problemă aveți voi sau ce problemă avem noi, o rezolvăm împreună. Gen, știi, dacă are unul probleme, avem toți probleme. Și m-am gândit că acum sunt prea multe probleme. Deja eu... E exagerat, e haos. Nu vreau să ajung în probleme, mai ales tu, că tu ai și copil, eu sunt tată de băiat. Nu vreau să ajung prin pușcărie. M-a sunat Vito. Vreau... Nu-mi place unde să aici discuția asta. Vreau... Să o lăsăm moale. Ce înseamnă asta? Vreau să... Eu vreau să văd de treaba mea. Fede de treaba lui. Eu nu știu ce faci tu. Dar vreau mai pe scurt să... Ne despărțim așa într-un fel. Într-un fel, na, fiecare să-și vadă de viața lui, deoarece am intrat în prea multe probleme, cum a zis și Bezea, și ai văzut și tu că ne-au urmărit vreo 10 mașini de poliție, 2 elicoptere, adică e grav și asta, să zic așa, că a fost și din cauza ta și din cauza noastră, că nu te-am forțat să spui mască și... Înțelegi? Mie nu mi se pare ok ce se întâmplă aici. Na, trebuie să accept, nu vreau să se... Pe mine, probleme. Azi noapte m-a sunat Vito și mi-a zis că are nevoie de mine înapoi în familie, are niște probleme și trebuie să-l ajut. Știi tu că am zis acel jurământ? Eu nu mai pot că na, sunt acum tată, mai nu. N-ai văzut că poți să l-a sunat acum mai devreme? Deci voi lăsați totul așa, gata și plecați? Îmi pare rău. Pentru că și dacă rămânem, să zicem, da? Să zicem că Fred are vreo problemă sau ceva și... Cu cine are probleme, află băieția că noi suntem practic familia lui. Le dai seama că lovești unde doare mai tare, adică pe noi, știi? Și mai bine o lăsă moale, ne vedem fiecare de treaba lui. N-am, pare rău. Da. Tu ai pe sormea, să ai grijă de ea, ai copil. Păi și așa vrei să încheie totul, pe bune? Bă, îți dau ceva care înseamnă mult. Yeah. Ți-ai amintire? Cuțit. Ia, vin un coci. În caz că... Ia. Ai nevoie pe drum. Wow, îmi dă un taco, am bro! Am postat în kiloci, special pentru acest moment. What a beautiful day to die. Pare rău, bă. Succes. Și mie. Cine știe, poate... Poate. Bafsa. Eu încă nu realizez ce s-a întâmplat. Deci, chiar acum s-au dus și nu mai au nicio treabă cu noi? Bibi? Mie nu vreau să cred. Ah,
Bă, cum v-am spus, guys, astăzi e ultimul episod, așa cum îl vedeți cu Marisela, așa. Următorul episod va fi... Eu nu pot să cred. După o perioadă de peste 5 ani, nu știu exact încă exact ce perioadă, o să vedeți următorul episod ce se va întâmpla. Dar multe lucruri se vor schimba episodul următor. Și eu sunt șocat, da. Încă nu s-a terminat episodul. Mai aveți un chestie de făcut imediat, dar... ca să știți voi așa. Măcar ai mai puține șanse să mori în ăștia 5 ani, să vedeți cât o să se întâmple chat care o să fie acum. Momentan să vedem ce se mai întâmplă aici. Ce facem noi acum? Că suntem la cuca măcăi, ești nebun. Poliția e la casă? Ce sunt ăștia ei? Nu, no. Sau ba da? Mașină roz. Ați curaj de mașini? Mi-ați luat mașina? Baf, stă... Baf, tău, Marisele. Și cum a zis și vezea. Poate odată ne vom revedea. Cum adică? Păi și ce faci, mă, ne lăsați aici? Bă, hai grijă de tine, da? Bă, ne lăsați aici? Ești mare, bă. Ne lași aici, mă? Bă, sunteți aiurea? Sunteți aiurea? Tu mai auzi, mă, ce am zis, mă? Mă lași? Hai grijă de tine, da? Ești nebun la cap? Pare rău, hai, te pup, hai grijă de tine. Vere, nu e ok. Băia mare, ai telefon. Succes. Du-te, mă, de aici, du-te. Am înțeles. Și au și tu, du-te, te și tu. Nu mai știu, tipic lor, să ne lase așa. Deși e o mașină. Putea să ne lase o mașină. E folos, nu, nu mai știu nimic. Putea să ne lase și nouă o mașină, ok? Bă, eu nu, nu, nu pot să cred. Păi și ce pana mea facem acum? Hai de capul zile mele. Gândește că din într-un fel... Da. E clar și cu noi acum. Păi și ce facem? Oh, ușor! Te-ai împiedicat? Alo, alo, dai ușor! Hai, stai mă. Că... Stai, mă tor picioarele. Hai. Mă tor e rău. Mă, noi trebuie să găsim o mașină. Sau un om să ne da, ducă. Da, și cum găsim noi o mașină? Hello. Wow. Pă bune? Mă auzi? Hei. Eu te aud. Du-te, stai undeva în boschete pe aici sau pe acolo și eu mă duc să caut o mașină, ok? Bine. Bine, hai. Stau pe aici. Ce? Mă, o mașină nu văd că se șop aici. Bezea. Ai mașina aici, baftă. Ah, ok, bine. Mă dreptam bine. Asta e mașina? Mortu. Like, asta e mașina. Asta e direct. E deschisă? Casă. Bine și noi. Bă, măcar e mașină, tine. Măcar e mașină. Wow. Oh, ce forță, bravo. Hai salut, Gagica, unde te duc? Șofer de tir. La unde, că ăsta nu e tir. Nu cred că se spune tir la asta. Nu e tir, nu știu ce. Nici eu nu știu ce e, dar... Mă, ce facem, frate? Tu suni pe maică-mea? Chiar că s-o suni vezi acasă. Păi, de capul meu, păi o să se duc acasă dacă nu s-a dus deja. Auzi replica ce mi-a venit mie acum. Că toți suntem cu betoniera. Auzi, Gagica? Ce? Ești cumva beton? Sau vrei să te fac eu? Am înțeles.
Păi și noi ce facem? Mor de știu. Trebuie să gândim logica de dacă fața, suntem căutați sau unul de poliție în momentul de față, cred că ar fi o idee. Păi eu nu cred că suntem. Nu? No? Adică nu am urmărit decât vreo două elicoptere. Păi, dar acum gen nu cred că o să ne mai urmăresc. A, nu, acum puteți să trecem pe la aici, ne trebuie un pic de sănătate, cred că. Nu știu dacă e bine să caut pe aici. Încerc să iei locurile populate, știi? Auzi? Cred că te știu un loc unde să stăm. Un magazin abandonat. Aici? Da, știu un prieten care are un magazin. Ar putea să nu fie acasă și dacă eu oricum mă cunosc cu el. Trebuie să stăm acolo. Bine. Păi și mai e mult? Nu știu. Vedem apa? Am înțeles. Mesaj? Baftă-te, pupă Frederico. Stai puțin. Be a god, a good father. Ce e tu, frate? Mersi de mașină. Măcar mi-a lăsat mașina. Gata, mă auzi? Eu te aud. Mă simți. Doamne, ce mașină mi-a lăsat. Măcar mi-a lăsat mașina, ce trebuie, dar totuși. Apreciez faptul că măcar ne mișcăm. Te fix aici, în magazinul. Aici? La licor aici. Licor Ace. Uite, apă băutură. Stai înăuntru, puțin, te chem eu. Ia. Te chem eu după ce asigur zona, stai înăuntru. Hai bine, hai. Du-te. Eu scot armă. Acum, acum. Nu pare să fie nimeni. Exact același lucru se ocupă cu droguri. Ia uite. Bul, 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 bul. Credeți că o să ne fie ok aici, momentan? Temporar? Nici nu știu. Hai să vedem jos dacă e cineva. Verificați zona unde sunt. Lux? Cică nu, nu pentru copil. Bă, eu înțeleg că nu o să ne fie ok pentru copil, dar... E temporar, până vedem care este situația. Vine poliția aici și cu drogurile și toate astea și nu e bine? Săi, ce atunci să stăm? Cred că futură ceva. Sper. A, uite, asta futură. M-am speriat. Nu e safe aici. Dar nu știu unde să ne ducem. Nu știu unde să ne ducem. Du-te. E bine, e bine, e bine, e bine, e bine, e bine. E bine, e bine, e bine. Urcă, 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 urcă. Urcă, 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 urcă. Urcă. Păi da, am verificat în perimetru, dar nu e safe, nu e safe, nu e safe. Ăștia încă ne mai caută. Nu e safe, dar că am trecut poliția până în gână, nu e safe. Ăștia încă ne mai caută. Patru bagabante, par puțin fumate, de zis parte parfumate. Doamne. Ce nu ți-a plăcut? Mama, dar știi că nu e bine, că aici lângă noi e o secție de poliție, știi, nu? Păi și unde ne ducem, mă, femeie, mă? Păi uite, aici e secția de poliție plus spital. Nu! Aici e secția de poliție, nu? Da. Da, și spital.
Atunci unde ne ducem, femeie? A, cred că știu. A few moments later. Hai că fac ceva din nivel cu putere. Pleacă odată! Hai că pe tine nu te vede nimeni, nu asta ești nebun, ești cam aflată bine. Da, chiar stai așa, ia, cred că stai vine. Singură. Hai că e bine. Alo. Cred. Bă, nu e bine că suntem aici. Eu zic să ne omorăm. Vrei? Stai puțin. Hai să murim. Nu, hai să nu, stai acolo. E jos. E jale cu poliția asta. Bă, sunt prea buni, dar în același timp proști. Că cumva am scăpat, dar acum parcă, băi, fac treaba ca lumea. Cum facem noi să ajungem în oraș? Dar așa știi, parcă n-ar trebui să ajungem în oraș. Complicat. Poate o să vină cineva aici la magă, pe barul ăsta. Hai că poate vine cineva la barul ăsta. De obicei lumea stă la barul ăsta, știi? Și poate face rost de un om care să ne transporte. Sper. Sper să fie vreun om pe aici sau să vine cineva pe aici. Ia uite un ușă de mașină. Nu e nimeni momentan. E poate o să vină. Chiar mai este vidat de poliție. Hai că e bine. O să stăm puțin aici. Mam. Am ajuns la club, fraților. Ce club, mă? Nu vezi că sunt gagici pe aici? Vezi să jucăm niște darți? Am zis eu așa la mișto. Ne descurcăm noi că... Nu e problemă, că noi ne descurcăm. Nu e problemă, dar azi voi care ne descurcăm. Noi ne descurcăm, mă. Suntem oameni deștepți, da, cu creier. Noi suntem oameni deștepți, da, mă, da. Noi suntem niște oameni foarte deștepți și o să ne descurcăm. Îți promit. Fără mic, poate zice rămic, dacă o primite. Fără mișto. Da. Fără mișto. Ce mai este? Bă... Ia tac de pe perete? Păi și noi unde dormim? Ia tac, ia și tu unde stai, și hai să jucăm. Ce-ai făcut până la... Cum? Eu n-am văzut că alea păi era la perete. Ia. Bă... Ce te uiți așa la ele, mă? Ia uite! Bine! Nu știu ce-am făcut. Ești nebun? Nu pot să cred așa ceva. Chat! Băi, ce te uiți mă așa? Chat! Ești nebun? Ball in hand, hit. Aim right, aim slower. Ball in hand, hit. Mamă! L-ai spară mai rău. Hai, că până vine ajută cineva, nu jucăm un... biliardă, e nu-i problema. Mă uiți tu așa? Salut, frate. Salut, salut. Hai mă, PB, rândul tău. Ah, da, scuze. Ai venit cu mașina?
Putem? Ai mașină? Scuze, da, da, Marisel sunt. Marisel sunt. Ce ai făcut, mă? Am niște probleme mai complicate și mi s-a stricat mașina și așteptam să vină cineva. Tu ai drum acum spre ce? Oraș sau? Da, înspre oraș. Înspre oraș, da. Ah, ok, perfect atunci. Ne poți duce și pe noi? Ai loc și de mine și prietena mea? Am. Mașină de 4 locuri. Perfect. Bine. Aștept să terminăm și noi meciul de biliar sau vrei să joci? Da, te aștept. Dau și eu, beri și eu. Ok, bine. Mersi. Deci ce te-am făcut? Nu am câștigat, ce tu ai făcut-o. Nu știu despre ce vorbești. Eu am câștigat. Bine mă, tu ai câștigat. La Remi, la ce câștigat. Păi și... Oh. Urcați. Oh. Unde vrei să te duc? Stai puțin. O secundă, se închide așa, stau și în spate, nu te deranjez. Nu. Pun și în spate. Stau cu Bibi aici. Așa. În oraș. Îți dau, uite acum, adresa. Okay. Da, dai pe Waze acolo. Uite aici, guys, o să mergem. Dacă ar fi mai bine. Ok. De acolo. Nu știu dacă mai locuiește acolo Elena, dar nu prea cred. Mai țineți minte casa aia? Bibi a câștigat, frate, nu mai trișa. Eu nu știu ce văd acolo. Uite, Andrei a câștigat. Bravo, Andrei. Felicitări, Andrei. Bravo, Andrei. Ia uite, asta văd pe cea, nu știu. Dar dumneavoastră, la de ce Elena? Ocazie ați venit aici, da, la biliard? Chat, v-a plăcut episodul de azi? Ia spuneți-mi repede pe cea. Cu ce ocazie ați venit tocmai până aici la biliard? Am venit cu ocazie să ne vedem tot la fel cu bunica. Interesant. Bunica ea este soția mea și din păcate mașina noastră s-a defectat. Dar, na. Am spălat la biliard. Și am zis să stăm la un biliard până vine vreun om cu o mașină ca dumneavoastră. Dar vă da bani, stați liniștit. Nu trebuie. Nu, doamne, nu. Dacă s-a scumpit benzina, acum au făcut-o 11 lei, 10 lei, 9 lei. Eu tot de 50 de lei bag. Și nu se simte? Nu contește. Nu se simte. E bine. Da, cum să, dar cum îmi place. Nu mai pot să dansez, nu? Niciodată. Da, văd că domnița este însărcinată. Băiat, da. Fată. E băiat. O să-l cheme. E băiat. Oh. O să-l cheme Rafael Sebastian. Ce, mă? Ce? Nu știi cum să cheme și Rafael? Nu-l chema Sebastian. A uitat că anul te-am anunțat, parcă era... Mi-ai zis. Aoleo, dar fiți când voiam să zic, nu ți-am mai zis? Că eram acolo, că... Bă, deci nu pot să cred că... Da, să mă gândeam să chem și Rafael. Adică tu un nume, eu un nume, nu? Da. Uitați, v-am adus aici la destinație. Hai să trăiești. Să nu spui cât mă costă. Nu trebuie. Spune-mi cât mă costă. Nu trebuie, domnul, e pe gratis așa, că m-am pus mai frumos așa. Nu trebuie, domnul. Sincer vă zic, nu trebuie. Ia, bag aici, nu mai spune la nimeni. Mulțumesc. Un pic bolită mașina, să o faci frumos. Păi de-aia o speli de bani aia. Da, mulțumesc, salut. Salut. Păi și dorim aici? Păi nu e o idee bună? Ba da, zicem așa. Avem de mâncare, avem de ce ne trebuie. Momentan până trece haosul ăsta, o să stăm să ne ascundem aici, cred. Trebuie să sunăm pe maica mea să vedem care e situația. Aoleo, câte chestii avem de făcut. Și zoom-ii. Zoom-ii e cu bezea, probabil. Aoleo. Oameni cu bezea, hai că te-ai rupt, bravo. Mi să fac și eu niște tumbe, ok? Ok, scuză-mă pe mine. Mă, că Elena s-a mutat aici, nu mai e.
te caut eu. Eleno, ești aici. Hai că... A zis că ne-a lăsat nouă casa. Păi da, e casa mea acum. Păi jos, dar dorm la asta, da? Ia uite ce frumos se vede de aici turnul Eiffel, vezi? Da, sub... Da! Mamă, ce șmecherie! Ce putem să nu te de ochi? Hai, culcă-te acolo, odihnește-te. Mă culchis. Aoleu, așa nu știu, văd și eu care-i situația pe aici. Următorul episod o să fie, practic, cu schimbarea. Peste vreo 5 ani o să fie următorul episod, minim peste 5 ani. Nu știu exact, poate să fie 6, nu știu, dar minim, 6, minim 5 ani. O să fie nebunie următorul episod, așa că nu uitați să dați acolo butonul de subscribe. Dacă sunteți noi pe canal, să răspundeți la întrebarea episodului. Dacă nu ați fost la bun început, întrebarea episodului este: ce ai vrea să se întâmple peste 5 ani în Mariusel? Ce ați vrea voi să vedeți că s-a întâmplat după 5 ani în Mariusel cu fiecare personaj, ok? Să-mi spuneți acolo în comentarii neapărat. Și cel mai bun comentariu o să apară în următorul clip, ok? Da, să fie nebunie chat-ul.